Dascăle sunt acele persoane care ne-au deschis ușile înțelepciunii și care și-au dedicat timpul în scopul formării noastre ca persoane, aceștia fiind mai mult sau mai puțin îndrăgiți. Haideți să vedem care sunt cei mai apreciați profesori de către zeleoani. Bună ziua! Care este profesorul pe care l-ați îndrăgit cel mai mult? Profesorul pe care l-aș îndrăgi eu? Pe care l-ați îndrăgit. Pe care l-ați avut și l-ați îndrăgit. Aha, care a spus adevărul. Și care n-a uitat niciodată că a fost elev și care îi privește pe ei văzându-se pe el. Dacă nu se regăsește între el, e un amărât de funcționar didactic. Dar am uitat de când am fost la școală eu. Dar eu am terminat foarte de mult. Nu contează. Sigur ați avut un profesor pe care l-ați îndrăgit. Pe domnul Perneș Alexandru, pe doamna Perneș Elisabeta. Mi-am îndrăgit, erau foarte serioși, foarte corecți la note, la... tot comportamentul lor era un model. Și pe urmă pe alții, no, pe doamna Moldovan, de franceză, pe domnul Müller, de rusă, toți. Biologie, profesoara de biologie, că mi-a plăcut și materia. Da, am avut un profesor de istorie la școală, unde am terminat, la școală generală. Aici, la liceu, nu prea, după ce am crescut, nu prea. Și de ce v-a plăcut de dânsul? De ce l-ați îndrăgit? Era un om așa deosebit, avea un farmec aparte. Felul în care preda, cum se comporta cu noi în vremea aceea, față de cel de alți. Da, toți erau ok, dar el avea ceva. Ce să zic, chiar dacă am avut ceva cu ei, să știți că am ajuns la o vreme în care ne-am iertat unul pe altul. Chiar așa mi s-a întâmplat în sat la mine, mă trag, știți? Și mă bucur, ne-am întâlnit chiar după ce mă căsătorisem, luase legătură cu mine, discutase, chiar dacă am avut unele neînțeleri, divergență, știți, se întâmplă între elevi și profesori, profesor și elevi. Dar eu am fost așa, decât să vă zic astăzi, îs mulțumită că în felul în care o procedat, îs mulțumită. E, când eram tânăr, da, m-am fost prieten cu doamna diriginta. De ce o îndrăgești? Este o persoană minunată. Din punct de vedere profesional, ea este modelul meu ca profesor pentru meseria pe care mi-am ales-o. Cel mai sever. De ce? Fiindcă severitatea lui a dovedit și profesionalism și în timp ne-a prins bine în perioada când noi am fost elevi. Cred că profesorul de mate. De ce? Deși nu cred că s-ar aștepta la asta, păi... Îmi place felul în care se comportă cu noi, felul în care ne explică și, nu știu, îmi place felul lui de a fi. Deși nu cred că s-ar aștepta să spun asta despre el. Profa de franceză? De ce? Habar n-am. Cred că e bună cu noi? Ne înțelege? Nu îndrăgeți pe nimeni. A fost un profesor la... liceul din Zalău, dar cu foarte mulți ani în urmă și-a decedat și sincer vă spun că acum, în clipa asta, nu mi-aduc aminte numele lui, dar a fost extraordinar. Puteți să spuneți ce materie a predat? Limba română, extraordinar, atât. Dar de ce l-ați îndrăgit? Ce vi s-a părut atât de extraordinar? S-a părut extraordinar, atât de minunat, un om care a intrat în sufletul meu foarte mult și m-a învățat, să fiu sincer, cum să vorbesc, cum să mă adresez și faptul că sunteți așa de drăguță și asta am învățat de la el, că atunci când vorbești cu cineva să schițezi un zâmbet de respect, de atitudine minunată, comportamentală și de frumusețea sufletului. Asta face foarte, foarte mult.